Englezii se vaccinează pe ritmul muzicii. În Londra a început festivalul vaccinului, unde cei care vin să se imunizeze sunt întâmpinați cu muzică live și mâncare gratis. Yeah, it's easier to get it because we work. We don't have time to make a, you know, appointment. And I made an appointment, but I couldn't get. I missed it. It's been a very tough few years for everyone, and I just want to feel immune for my family, for everyone around me. Medicul Jagan Jones spune că vaccinarea se face mai ușor la festival. Really trying to encourage people to come and get vaccinated. And what we're aiming to do is obviously is vaccinate as many people as possible. Festivalul vaccinării ține până luni. Acțiunea este cu atât mai importantă pentru autorități, cu cât tulpina Delta a coronavirusului este tot mai răspândită în Marea Britanie, iar tinerii au cel mai mic procent de vaccinare.